Bună ziua, dragii mei! Sunt Sorina Stoian și pe parcursul lecției de astăzi vom recapitula împreună cazurile de congruență a două triunghiuri. Lecție pe care voi ați studiat-o pe parcursul clasei a 6. În prima parte vom studia cazurile de congruență a două triunghiuri oarecare, triunghiurile ABC și A'B'C'. Spunem că sunt congruente dacă AB e congruent cu A'B', AC congruent cu A'C', BC cu B'C', unghiul A cu unghiul A', B cu B', C cu C'. Pentru a afirma acest lucru, trebuie să folosim unul dintre cele trei cazuri de congruență. Latură unghilatură, adică două triunghiuri sunt congruente dacă au două perechi de laturi congruente și unghiurile formate de acestea de asemenea congruente. Cazul unghilatură-unghi, două triunghiuri sunt congruente dacă au două perechi de unghiuri congruente și latura comună lor congruentă cu cea similară din cel de-al doilea triunghi. Și cazul latură-latură-latură, două triunghiuri sunt congruente dacă au toate cele trei laturi congruente. Pe lângă cazurile de congruență a două triunghiuri oarecare, mai avem și cazurile de congruență a două triunghiuri dreptunghice. Astfel, date fiind triunghiurile dreptunghice din figura alăturată ABC și A'B'C', spunem că aceste două triunghiuri sunt congruente în mod analog cazurilor anterioare, dacă au toate elementele corespunzătoare congruente. Pentru două triunghiuri dreptunghice identificăm patru cazuri de congruență. Cazul ipotenuză-catetă. Două triunghiuri sunt congruente dacă au ipotenuzele și câte o catetă respectiv congruente. Cazul catetă-catetă. Două triunghiuri dreptunghice care au catetele respectiv congruente vor fi congruente. Cazul ipotenuză-unghi. Două triunghiuri dreptunghice care au ipotenuzele și unul din unghiurile ascuțite, respectiv congruente, sunt congruente. Cazul catetă-catetă, două triunghiuri dreptunghice care au câte o catetă și unul dintre unghiurile ascuțite congruente, sunt congruente. Pentru a ilustra cazurile de congruență a două triunghiuri, am ales două aplicații. Aplicația 1. În figura de mai jos sunt ilustrate depozitele de marfă ABCD. Un camion transportă marfă între depozitele B, C, A și D pe rutele indicate în desen, parcurgând astfel 63 de kilometri. Știind că distanța de la depozitul C la D și de la C la B este aceeași, și faptul că B și D sunt situate la distanță egală față de A, determinați distanța pe care o parcurge un alt camion pe traseul DCAB. Deci, primul camion pleacă din B în C, în A și în D, parcurgând astfel 63 de kilometri. Însă, noi știm că, din ipoteza problemei, distanța de la B la C și de la D la C este aceeași, deci putem scrie că BC este congruent cu DC. Mai departe, mai știm că B și D sunt situate la distanță egală față de A, adică BA e congruent cu AD. Și observăm pe desen că AC este latură comună, AC congruent cu AC. Din aceste trei relații rezultă, conform cazului de congruență latură-latură-latură, că triunghiurile CAD și CAB sunt congruente. Așadar, dacă BC plus CA plus AD era egal cu 63 de kilometri, datorită congruenței celor două triunghiuri avem că BC e congruent cu DC, CA rămâne CA, iar în loc de AD vom scrie AB. Deci, distanța pe care o parcurge celălalt camion pe traseul DCAB este tot de 63 de kilometri. 63 de kilometri. Ce trebuie să supun atenției?
Se referă la un teren de sport în formă de triunghi ABC, care este împărțit în două părți prin intermediul unui fileu, BD, ilustrat cu roșu, care este bisectoarea unghiului B. Ne reamintim că bisectoarea este semidreapta care împarte unghiul în două părți egale. Din punctul D se duce perpendicular pe laturile AB și respectiva C ale terenului, două alei perpendiculare. Ceea ce dorim este să demonstrăm că cele două alei au aceeași lungime. Așadar, identificăm pe desen triunghiurile BED și BFD. În aceste două triunghiuri observăm că unghiul E cu unghiul F sunt de 90 de grade, deci cele două triunghiuri sunt dreptunghice. Apoi, BD este latură comună și știm că BD este și bisectoare, deci unghiul EBD este congruent cu unghiul FBD. Așadar, conform cazului de congruență ipotenuză unghi, triunghiurile BED și BFD sunt congruente. Deci, cele două alei, DE și DF, vor fi de aceeași lungime. Am ilustrat astfel cazurile de congruență pentru triunghiurile oarecare, respectiv pentru triunghiurile dreptunghice. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc mult succes pe parcursul acestui an școlar. La revedere!